Credeți-mă, veți avea parte, dacă veți veni la cheile Bicazului, e cea mai frumoasă aventură. Vom coborâ acum jos la râu, la circa 20 de metri. Veți vedea ce gălăgie, veți auzi de fapt. Superb, o mică cascaduță. Incredibilă! Uitați pe unde merem! David ne așteaptă! O mică aventură! Este greu de ajuns aici, dar noi am făcut tot posibilul. Trebuie să trecem prin apă, care cât de cât curge tare. Și veți vedea unde vom merge. Hai, da, bosu. Hai, prin pietre, pe aici. Hai. Pune-te pe asta mare, vrei să nu cazi? Încet. Super, uitați-l și pe David. Oh. Oh. Încet. Vom ajunge în partea aia. Și priviți cum se suie bosul, cum trebuie să ajungem aici. Hai! Îți dă mâna! Hai! Uitați-vă cum... Ai grijă! Încet! Hop! O iei pe aici tu dacă e bine? Eu mă duc pe acolo. Uitați-vă aici ce gălăgie! Este extraordinar de frumos! Puțin spus, pe telefon nu se poate vedea ca și cum este în realitate. Uitați-vă cât de... uitați-vă în sus! Nu se poate vedea ce văd eu cu ochiul meu, adevărat! Și vom încerca să mergem până la cascada aia. Foarte puternic cu geapa. Foarte puternic. În telefon se vede foarte mică. Încet. Vezi, nu cred că mai pot să vin acolo. Uitați-vă aici unde suntem. Și cum stă acest bolovan. Uitați-vă, ăla stă, mamă, ăla stă gata să pice. Dacă vedeți despărțitura. Băi, frate! Incredibil! Eu nici n-am știut! Stai, iau! Bosu, nu cred că pot să vii! Hei! Nu pot să vii aici! Lasă că merg eu! Foarte frumos! Wow, ce vapori! Uitați-vă aici, era să pic acum? Superb! Superb! Stai acolo că nu pot să vii, că era să pic eu! Doamne, cât de frumos e! Aici este iar o peșteruță micuță. Toate pietrele sunt foarte alunecoase. Ia! Apa, nu vă zic cât e de rece. V-am lăsat